Deseori românii stau la coadă ca să-și potolească foamea cu un covrig. Specialiștii atrag atenția că atunci când covrigii înlocuiesc micul dejun sau masa de prânz, riscăm să ne îmbolnăvim. Pentru că suntem mereu pe fugă, covrigii sunt o gustare practică și de multe ori chiar un suplinitor al micului dejun. Nimic mai greșit, spun nutriționiștii, care avertizează asupra efectelor nocive pe care covrigile au asupra organismului. Acest aliment bogat în carbohidrați și sărac în nutrienți poate da organismul peste cap. De altfel, multe simigerii aleg să fiarbă covrigii în exces de zahăr și substanțe ce potențiază gustul. Un singur covrig poate conține până la 300 de calorii, însă nu oferă niciun nutrient, spun nutriționiștii. În plus, covrigii au un indice glicemic mare. Pe românește, nivelul zahărului din sânge crește foarte repede și scade în același ritm, aproape brusc. Aceste variații provoacă pancreasului un stres foarte mare și îi diminuează funcționalitatea. Astfel îi crește rezistența la insulină și riscăm să facem diabet.